Cum să iei un clipușor, să... O familie din Fălești, formată din 6 membri, locuiește de joi 25 august 2022 într-o gospodărie din localitatea Valea Rusului, comuna Pruteni, cumpărată de către Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Proprietatea, teren și spațiu de locuit are o suprafață totală de aproximativ 1500 de metri pătrați. Cele două căsuțe însumează 100 de metri pătrați. Slujba de sfințire a gospodăriei familiei Antoci a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, împreună cu Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte Părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți, și Părintele Florin Buțincu, de la parohia Brustureț Mironeasa, județul Iași. Slujba de binecuvântare a celor două case, care au fost foarte bine întreținute în ultimii ani, a marcat sfârșitul unui trai dus în condiții inumane al familiei Antoci și începutul unei vieți firești, într-o gospodărie în care altădată și-au dus traiul de zi cu zi oameni vrednici și credincioși. Despre situația grea în care s-a aflat această familie frumoasă a aflat părintele Dorian Revenco, iar apoi părintele episcop Antonie. Preasfinția sa a apelat apoi la bunăvoința părintului stareț Nicodim, care a pus la dispoziție suma necesară cumpărării proprietății. Dumnezeu a rânduit oameni potriviți prin rugăciunile sfinților rânduiți. La momentul sfințirii, oaspeții au aflat că ocrotitorul casei ales de către vechii proprietari a fost Sfântul Ierarh Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae a avut o evlavie deosebită către Maica Domnului, cea care ocrotește Mănăstirea Hadâmbu. Nu în ultimul rând, părintele stareț Nicodim a avut la botez numele de Nicolae. Vame și lui Zacheu și s-a făcut mântuirea lui și la toată casa lui însuși acum păzește-ne vătămas de toată răutatea pe cei ce voiesc a locui aici. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Părintele episcop Antonie a menționat că gospodăria în care va locui de acum înainte familia Antoci s-a cumpărat datorită părintului stareț Nicodim, căruia i-a mulțumit pentru jertfă și pentru dragoste. Trăiesc un sentiment deosebit pentru că am reușit împreună cu părintele, cu ajutorul părintelui Nicodim să vă aducem bucuria în familia dumneavoastră. Povestea familiei dumneavoastră am aflat-o de la părintele Dorian. Noi am aflat despre starea familiei dumneavoastră și din momentul respectiv n-am avut așa o multă pace și dimpotrivă că ne gândeam care ar fi soluția, cum vă putem ajuta. Noi toți în spațiul ăsta suntem săraci. Dar știm că de fiecare dată, dacă ne uităm, mergem peste Prut, de acolo frații niciodată nu ne-au lăsat rugămintea fără răspuns. În situația asta știam că este nevoie de o casă și atunci gândul s-a îndreptat tot peste Prut, de data asta la părintele Nicodim. Am zis, dacă nu ne ajută părintele, nu știm cum să rezolvăm situația dată. Și așa au rânduit Bunul Dumnezeu, Măicuța Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae. Deci Sfântul Nicolae a făcut o minune și de acum, de câteva zile, de o săptămână, de când deja casa aceasta este a dumneavoastră. Noi rămân doar să vă felicităm pe dumneavoastră, ne bucurăm împreună cu dumneavoastră și mulțumesc Părintele, Părintele Nicodim, care, așa cum am spus, poartă numele de botez tot Nicolae, pentru acest gest al lui de mărinimie, de dragoste. Și vreau să vă mărturisesc că nu este unicul gest. Nu știu dacă părintele, cred că nu o să ne zic el, dar eu știu de câteva case, câteva familii în România care au
intrat în posesia deci unei case datorită sau cu sprijinul părintelui Nicodem. Nu mai spunem sutele de oameni, familie nevoiașă care merge și le duce produse, copii, orfelinate. Datorită părintelui Nicodem, dumneavoastră aveți acest spațiu unde să vă dea, să vă păzească Domnul cu pace și liniște, să folosiți, să vă folosiți. Și ne bucurăm că deja sunteți într-o altă etapă a vieții dumneavoastră, nu mai stați așa în cămin cum ați stat până acum. La rândul său, părintele stareț Nicodem și-a exprimat bucuria pentru acest moment emoționant și a promis că va veni mereu în sprijinul celor aflați în încercări. Cred că nu există bucurie mai mare pentru mine astăzi, că mi-ați dat acest gând și m-ați ajutat să fac această faptă în locul ăsta. Și mă simt atât de împlinit și de bucuros încât îi mulțumesc Maicuții Domnului care o iubesc mult și în ultimul rând Sfântul Ierarh Nicolae. Și mă uit că este o căsuță îngrijită, două case, ca să vedeți aici sufletul mare și curat al Nurorii, care vorbește atât de frumos de mama soacră, a fost o bună gospodină, se vede ce a lăsat în urmă. Și să știți că și dumneavoastră au aici o părticică, deși chiar dacă au luat un bănuț, dar arată ce le-a dat. Iar eu, nu știu cum aș putea să mă împărtășesc bucuria, noi am fost 8 copii. Eu am fost cel mai micuț și mai cel mai necăjut. Și cât am să trăiesc, am promis Sfântul Ierarh Nicolae. Și Maicii Domnului, am tot să umblu, acolo este nevoie de mine. Vă mulțumesc și sper că acești copii minunați o să-și aducă minte odată și poate că mergând odată în biserica satului sau la o slujbă, să aprindă lumânare și pentru sănătatea noastră, să se roage și pentru noi să ne ajute Maicuța Domnului să mai reușim împreună să mai ajutăm pe cei care n-au unde să-și plece capetele. Ați avut o mare binecuvântare la Dumnezeu. Mai rar să întâlnești ierarhul să fie prezent la sfințirea unei căsuțe, deși preasfințitul are un suflet nobil, să spun așa. Ajută foarte mult sărmani. Ori câte ori am avut prilejul și am avut sinul ăla care mi l-a trimis Dumnezeu tot prin credincioși și prin fiii mei duhovnicești, trebuie să recunosc că l-am trecut spre Basarabia. Doar să-i mulțumiți Maicii Domnului de fiecare dată pentru darul care vi l-a dat. Și în rugăciune să ne pomeniți, dacă nu vă cer prea mult, să fiți uniți. Felicit această mamă care a trecut pe multe încercări. Cel mai mic membru al familiei i-a primit la final în mod simbolic cheia casei. În același timp au fost oferite alimente din partea mănăstirii Hadâmbu. Cu lacrimi în ochi, o parte dintre membrii familiei au ținut să mulțumească pentru că au primit în dar un loc în care să-și ducă traiul de zi cu zi. Din partea lui copiii Mia și din partea lui doamna Leona, eu vă mulțumesc foarte mult în primul rând că am și eu un plibușor și știu că e în el și am un sfinț. Da. Nu m-am așteptat la așa ceva, dar Dumnezeu e mai ajut milă de mine. Nimic stau în codiții grele, n-am mai avut grele, nici mamă, nici tată. Nu avut cine m-a ajutat, m-a ajutat străină. Numai Dumnezeu, cât m-a ajutat pe mine, cât nu dați, nu făcuți. Ne-ați ajutat să avem ceea ce n-am putut să ne închipăm niciodată ca să avem. Ne-ați ajutat să avem camera lor, apărins. Avem unde stau. Din partea familiei întoci. Mulțumesc. Noi nu am putut să ne închipăm ca să avem așa ceva, să avem așa niște condiții în care este un mod de trai. Vă spunem mulțumesc.
Bucuria celor 6 membri ai familiei Antoci, care a stat în Fălești într-o cameră de doar 16 metri pătrați, nu poate fi descrisă în cuvinte. Vizibil emoționați, aceștia și-au exprimat recunoștința față de toți cei ce au contribuit la îmbunătățirea traiului lor.